Elevii clasei a 8-a au intrat în vacanța de vară. Ei au finalizat cursurile cu o săptămână mai devreme decât ceilalți elevi. Și asta ca să se pregătească pentru evaluarea națională. Examenul va începe pe 18 iunie cu proba la limba și literatura română. Urmează proba la matematică, pe care elevii o vor susține în 20 iunie, și limba și literatura maternă în 21 iunie. Afișarea primelor rezultate, respectiv a celor de dinaintea depunerii contestațiilor, va fi făcută în 25 iunie. Rezultatele finale se vor afișa pe 29 iunie.